stimați consilieri, stimați invitați, bună ziua! În conformitate cu dispoziția președintelui Raionului, a fost convocată ședința ordinară de astăzi, la care sunt prezenți 31 de consilieri din 33. Lipsesc Silvia Bălușciuc, motivat, Gonța Maria, motivat. Ședința este deliberativă. Pentru onorarea simbolicii de stat, rog să vă ridicați. Două sesii în urmă, eu personal și cu
domnul consilier Vârsăi, a fost nu Vârsăi, dar Nevoiță, și s-a discutat la ședința Consiliului să nu fie așa de multe întrebări. Atunci am mers vorba, dacă mă greșesc, nu ești am votat, am mers vorba să fie până la 25 de întrebări pe ordinea de zi. Acum, asta și o remarcă. Acum trecem la încă un moment pentru trebuie ales numărătorii. Și tot cine propune. Pleașca, am înțeles? Am înțeles pe mine? Я договорюсь. Что не боится в этом? Что не боится. Я думаю, что подошел на день нашего дня. Бун, начнем мы упакованного парня. Чем есть пенка упакованный бар пешка с пенку номер того вопроса? Cine este împotrivă? S-a abținut? A doua propunere a fost domnul Ghebe. Cine este pentru? Cine s-a abținut? Cine împotrivă? A trei candidatură a fost domnul Nevoiț. Cine este pentru? Nu, să vedem dacă... Da, principiul doi. Scuzați, primii doi, majoritatea fost domnul Pleșca și domnul Ghebu. Nevoiț 18 și Adoliu 17. Eu primul de trei rând. Domnul Pleșca. Eu primul de trei rânduri și președinte. Tu patru și eu, mă. Stai să tu patru, unu. Nu, eu iese trei rânduri. Eu patru. Eu tot patru. Adică câte ai? Lasă așa patru. Eu patru, da? Eu sunt o persoană. Da, bine. Dar în moratorie am împărțit sala. Dacă mi-i permiți că eu să mă scot să văd câte persoane avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persoane eu am. Eu am 13 persoane. Bine, acum... Prima propunere de la 25,
așa cum au fost discutat și mai înainte, mă ședim să nu atunci nu e decizia. O secundă, domnule. Bine, cine este pentru propunerea care a fost votată și mai recent la ședință, pentru că doar ne țin să vă și din vă rog, vă dați. Numărătorii. Șapte, 13. Cu 20 de voturi a trecut propunerea domnului Eduard. Următoarea propunere, nici nu vă zic slavă. Și mai am nu a fost corect făcută numărarea. Ați spus 13, dar a fost 15. Aici două persoane nu au votat, vă rog. Vă rog frumos, da. Da, 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 eu ați mai răit. Mă scuzați prima dată. E 11, 11 și... 11 și 7. Este 18. Tot cu majoritatea, dar tot pe... Propunerea domnului Eduard. Mai am o propunere. Vă rog frumos să zicem, pervenit o întrebare, întrebarea numărul 39, cei ce țin de procuratură, care trebuie examinat, să nu lăsăm bani nou și ne conegrește pe noi ca pe raion. Ieri am văzut că a ieșit și în presă ceva. Adică, haideți, presă e presă, dar după ce știu la procurator, noi trebuie să dăm un răspuns. Întrebarea numărul 39, să o înlocuim cu întrebarea, să o punem cu întrebarea numărul 1. Adică, și-a spuneați cu 26. Și 1 punem 20. Sau așa punem 1. Și mai am dat, da, 20. Dar nu putem schimba. Înseamnă că... Întrebarea numărul 39, să o punem numărul 1? Și numărul 1 se treacă... 1 schimbă. 2 tot așa. Tot așa. Și să mă punem la 24. Și bine e. În propunere... Liberare. Domnul Vicislav Cursul să fie impus în ordine de zi astăzi, fie numărul 1 și ea. Am spus 1, da. Hai să vedem unul, dacă trebuie și apoi unul vedem cu 1 pe asta. Ați fie numărul 2. Întrebarea numărul 39. Numărul 11 se expune din ordine de zi. Da. Mai este propunerea. Bine, eu propunerea domnului Eduard Pleșcă, vă rog, cine este pe acolo. Mai este propunerea. Numărul 2. 13. 7. 7. 20 de voturi, propunerea domnului Eduard se acceptă. Doamna Moisiu, propus tot întrebarea. Vă înseamnă că nu-i rost, dacă este Ion Boc, să spun la vot. Da. Eu propun în ziua 8 să discuți pe ordine de zi, fiindcă notă informativă, materiale nu sunt gata, nu e motivul, de mie, din bază la ce se limite persoana dată, funcția dată. Vă rog, să ați rădere, nu știm dacă este pe ordine de zi, pe ori nu putem. Bine, punem întâi întrebarea de la doamna Moisei, domnul, revenim la întrebarea dacă să fie rost sau nu. Cine este pentru întrebarea 34, să fie cu numărul 2? Vă rog, vă dați. Nu, 9 și 2 persoane aici, 3 persoane aici. 9 și 3. 12. Cine este împotrivă? Cine s-a obținut? Cine s-a obținut? Este din proiect și trebuie să ne
Есть пропонерия данной консультации, это много лакарей на дебате. Bine, dar dacă organul a fost sesizat deja, Agenția Națională de Integritate, da. Și într-adevăr este
Când ce nu e actul, în document, atunci nu... Și vot în balanță. Da. Da. Când spui, dumneavoastră, cine e bine. Trecem la ordine de întrebări, am înțeles că nu sunt, înseamnă că punem la vot ordine de zi, cum am votat numărul 25 de întrebări, cu modificările care au venit și au trecut. Ca loc de întrebarea întâi merge întrebarea 39, în loc de întrebarea 11, merge întrebarea 46. Aici este două mânturi. Cine este pentru, vă rog, votați. Numărătoare. 11. Cine este împotrivă? S-a obținut? 5. Ridicați mâna, doamna Larisa. 6. Cine a obținut? Cu 19 voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Stimați colegi, trecem la examinarea ordinei de zi. Prima întrebare, au fost nici mai comentarii, cu privire la diversul procuraturii Raionul Cunesc, raportor domnul Oleg Păstrav. Șef, serviciu, șurit. Diversul nostru amicul, o agenție expres cum solicită procuratorul Raionul Cunesc, a pus întrebarea de comisie să recuperează suma, să recuperează, mă rog, opționalitatea. Cum au fost date întrebările de către procuratură, așa și am fost în ordine de zi, vă rog să le spun în ordine de zi. Mulțumesc, întrebări, dar... Dar sunt întrebări, că e întrebarea dată. Care sunt criteriile de apreciere? Domnul consilier, nu pot să vă spun care sunt criteriile. Dumneavoastră, sunteți administrator de buget, dumneavoastră trebuie să îl evaluați. Eu nu pot să-mi spun cum am făcut. Legea expres nu reglementează acum. S-a reglementat legea în această de primul. Dacă alte întrebări nu, să avizul comisiei. Da, da, comisiei. Eu am întrebat cine sunt, dacă sunt întrebări. Domnul președinte, poți să intervii? Ca să luați cuvânt, trebuie să ceriți vă opier. Dacă ați schiem, schiem în avizul comisiei la excepția Consiliului, acum dacă cineva are obiecții, propuneri... Da, era și dorit ca domnul Bata a fost cu cuvânt, că e normal. Aici se spune că pe judicii s-au acus, banii s-au întors, mâine, asta nu vreau să bine, ce? 2-3 minute, domnul Bădău. Bună ziua, domnul Bădău, consilier. Eu am să fiu scurt la vorbă. În 2019, da, într-adevăr, noi am avut un control financiar tematic la Direcția Asistență Socială. Au fost mai multe lacune de pistate. În urma contestărilor și în urma dezacordurilor înaintate către organele de anchetă de procedură, au fost 95% din actul menționat de către inspecție financiară au fost excluse. Adică demonstrate că nu purtăm nicio vină, nu purtăm nicio ascundere ilegală față de bugetul raionului sau alte aspecte care sunt interpretate prin mass media, apropo care aseară au fost aruncate în spațiu public. Ce ține de mine și avizul procuratorii care cere expres, dacă suma vizată de mine și de contabilul subaltern este considerabilă sau neconsiderabilă, eu vin cu o explicație. În urma concediilor a contabilității,
au fost făcute o recalculare la salariu. Când a venit controlul, au zis că procedura nu este corectă. Noi nu ne-am sporit, nu am interpretat alte emoții negative și am luat și am întors bani. Deja, rămâne după dumneavoastră să decideți dacă este considerată sau neconsiderată munca noastră, care în timpul concediului noi am ieșit la lucru, am plătit salarii la oameni, am achitat alte ține de serviciu și tot noi am întors banii înapoi. Noi socotim că suma nu poate fi tratată ca prejudiciu, pentru că a fost întoarsă în timpul controlului. În act controlului este menționat concret și direct că este întoarsă în timpul controlului. Mă rog, procuratura s-a autosesizat. Deja aveți dreptul la vot de a decide mai departe, este considerată chestia asta sau nu este considerată. Dar aduc la cunoștință consilierilor că controlul a fost pe perioadă de 5 ani, au fost contabilizate peste 130 de milioane de lei, eroarea asta care este înaintată, acum la Consiliu, constituie un 0,3% și 0,2% din tot bugetul care a fost contabilizat și verificat în perioada a 5-lor ani. Eu vă mulțumesc, am încredere în dumneavoastră că o să luați o decizie corectă vis-a-vis de avizul Procuraturii și chestiunea pusă în ordine de zi. Dacă ceva întrebări, sunt în discuție, răspund. Stimați colegi, timp de un an de zile nu mă îndrăznesc să vă rapez de atenția și timpul dumneavoastră, dar acum cred că este un caz aparte. Domnul Vatava, spuneți-ne, vă rog, și Consiliul, inițial actul de control, ce prejudiciu a stabilit? 734 de mii, suma inițială, a fost contestată. Din 734 de mii au rămas doar 53 de mii și 900, care mă vizează direct pe mine, și 35 de mii care vizează contabil pe salariu. Toate sumele au fost contestate și organele de procedură, organele de anchetă, s-au expus. Puteți să cereți... Organele încă nu s-au expus, okay. Se expune în instanță. Organele acum... Nu, merge vorba. Exercită și contrapunerea penală. Merge vorba ce m-ați întrebat dumneavoastră. Suma din actul de control. Așa, și conform actului de control, care a fost schema Sușerii? Și aveți în vedere schema Sușerii? Direct. Asta așa nu vedeți, schema Sușerii. Prin ce metode au fost însușiți banii? Conform actului de control. Sau, bine, în ce mod a fost cauzat prejudiciul? Vă rog frumos, conform actului de control. Controlați corect întrebarea. În ce mod? Așa. Așa? A fost cauzat prejudiciul? Nu este prejudiciu. Argumentați corect. Conform actului de control. Nu este prejudiciu. Așa scrie în actul de control, nu este prejudiciu. Vă rog frumos să vă documentați, domnul consilier, citiți actul. Eu sunt documentat, nu vă faceți prejudiciu. Ce scrie în actul de control? Nu este prejudiciu. Așa scrie, că nu este prejudiciu. Așa scrie, că nu este prejudiciu. Sunt existate unele lacuni și unele irregularități. Vă rog și în urma lacunilor sau irregularităților? Așa. Au fost? Au fost găsiți bani suplimentar sau în plus în bugetul direcției? Sau lipsă de bani? Nu. Au fost depistate lacuni și irregularități. Toate chestiile astea au fost contestate. Organele de anchetă, CNA-ul, s-au autosesizat. Noi deja am fost pedepsiți printr-o amendă administrativă și se ține de suma menționată în act. A rămas doar suma de 53 de mii, ce mai vizează cu mine, direct, și ce vizează contabilul cu salariul direct. Nu confundați, vă rog frumos. Nu confundem nimic, domnul Vatava. Eu mă bucur că dumneavoastră astăzi dați acum explicații. Da, aici. Da, eu sunt disponibil verbal, să dar am văzut în anexate la solicitarea procurorului o explicație a dumneavoastră în calitate de contabil șef pe numele președintelui Raimonului. Nu credeți că era corect explicația dumneavoastră să vină în adresa șefii direcției
iar șefa direcției să intervine cu o notă explicativă în adresa președintelui regionului. De ce dumneavoastră ați făcut, dumneavoastră care sunteți vizată în dosar, faceți explicații directe în adresa președintelui regionului? Eu nu ascund nimic și sunt gata să înaintez explicații fiecare consilier în parte, dar nu este în parte. Președintele raionului este un organ ierarhic superior și nici de cum n-am putut ca să nu-i explic faptul care mă vizează direct pe mine. Că am înțeles că de la procuratură s-a cerut președintele raionului. Cum ați înțeles? Ați visat noapte? Păi am scrisoarea la procuratură. Cum dumneavoastră? O venit în adresa dumneavoastră scrisoarea? O venit în adresa direcției, pe numele meu. În adresa direcției? Pe nume... da. Direcția dumneavoastră nu are șef? Are șef, da, venit și pe adresa mea direct, care mă vizează cu mine. Bine. Stimați colegi, 53 de lei, când merge vorba de bani publici sau de bani care urmau să ajungă la persoane, să spunem așa, mai puțin favorizate de viață, eu cred că este considerabil, și un leu e considerabil. Dar nu este fiecare gen de decizie, vă mulțumesc. Domnul consilier, vin cu replică la dumneavoastră, este munca mea și nu fac... Domnul Tavă, spuneți-mi, vă rog, banii ăștia au fost sustrași. Nu au fost sustrași. Bine, au fost transferați, altfel. Da, estimați-vă. Da, bine, fix aceeași situație. Ei au fost... Bine, au fost din greșeală? Nu. Eu vă spun cum au fost. Bine, răspunsul e clar. Au fost sistematic? Periodic. Vă mulțumesc mult. Da, vă spun. A fost făcută o recalculare la salariu, eu am menționat încă o dată. Mulțumim, domnul... Ce-a avut o minut? Da, bun, mulțumim. Eu am fie... O secundă, domn președinte, dacă îmi permiteți. Eu chiar să-mi permit, poate e o glumă, poate cuiva se plac, cuiva nu. Era așa o situație când trece într-un bar și scrie, oficiantul scrie la urmă, Coca-Cola 5 lei, Pepsi-Cola 10 lei și la urmă, Palucilăs 20 lei, înțelegi? Și întreg, de ce asta Palucilăs? Ui, ne Palucilăs. Da, eu știu că n-ați iubit să-l ustea rulet. Eu doar pot să menționez, a fost o greșeală, cum zic revizorul, de procedură. Periodică. Domnul Veșca, nu înțeleg dumneavoastră să sunteți activ și în spațiu public. Eu sunt jurist. Eu mă bucur, dacă dumneavoastră sunteți jurist, parmă că înțelegeți mai bine. Da, domnul Vădau. Da. Da, domnul Vădau. Domnul Vădau, totuși eu nu vă înțeleg că dumneavoastră sunteți portare de șer. Dar cum mai spuneți numai de 50 de mii? Bine, dar subalterna dumneavoastră, cu 35 de mii. Dumneavoastră ce era aia să se puteți... Subalterna mea. Rămâneți, vă rog, cu rămare, că pe judiciu e din 90 de mii. 85 de mii. Nu majorați. 85 de mii. Spuneți direct așa cum este. Corect. Eu am menționat. Bine,
dacă nu sunt alte obiecții, vreau să spun și eu două cuvinte. Una e principală, cum trebuie să facem buzunarul propriu cu asta. În rest, doamnă, e decizia prin care, dar care nu știu ce mai corectă decizia să o aibă, eu mă gândesc că dacă e stat direct la noi, ne-aș să o facem Republica Moldova, am pus judecată, o să ajungă și dacă nu e vinovat, înseamnă ca să conform legislației vigoare. Ca să fie sau achitat, sau pedepsit. Noi nu suntem noștri cu dreptul de abilitate ca să judecăm pe omul la tavă. Noi ne expunem, dar nu este, eu așa aș zis, cel mai corect, cum stai de drept, trebuie să-i spună justiția. Bine, punem la vot cine este acolo. Domnul președinte, permiteți să se mai expun încă o dată. Eu voi fi nevoit să atac în judecată decizia dumneavoastră. Dacă veți fi vizat, vă rog frumos. Asta e public. Da, eu am înțeles. Domnul Vodan, eu de dată am spus că asta e stadiul. E mă duc mai care de noastră. Asta e, păi nu, nu se știu noastră. Mă așteptiți, veți la două întrebare, care a fost prima cu privire la... Ce vreți? Cu privire la aprobarea bugetului NAP pentru anul 2021, în prima lectură, raportor Cajocarul Cran. Întrebări. Vă propun la întrebări. Dumnezeu, colegi, întrebări, dacă aveți vorbă la întrebarea ta. Dacă întrebări, nu sunt avizul comisiei. Avizul comisiei. Avizul pozitiv. Avizul pozitiv. Cine este pentru, vă rog votat. Împotrivă, s-a obținut unanim. Trecem la următoarea întrebare cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe, aparte în gestiunea gimnaziului satul Vrei. Cer scuze, dar ați greșit cu privire la acordarea ajutorului material. A, da. Mă scuzați. Sunt întrebare, trebuie să duc la trei. Privire la acordarea ajutorului material, doamna, întrebări. Aveți un da, să vă rog, domnul eu am o propunere. Da. Adică
Radu Rusu Olev din Igorovca și cetățeanul Noroc Iuri să fie acordat 5.000 de lei. Vă spun de ce. Domnul Rusu a fost o intervenție chirurgicală în luna iunie. Nu știu din ce cauză s-a tărăgănat ajutorul ăsta material, nu știu să o primească în vară. S-a tărăgănat și noi am ajuns în luna decembrie. Noi am avut un caz precedent cu doamna, un cetățean de la Popovca, unde nu vreau să-i acorde ajutor material, cetățeanca avea necesitate de acest ajutor și după ce a primit acest ajutor, a doua zi eu a decedat. Asta una la mână. Doi la mână, domnul Noroc Iuri este veteran de război și situația lui este într-o stare foarte critică. Eu propun, adică să fie nu fapt, dar 5.000 de lei. Asta e propunerea mea. Alt propuneri? Nu se punem la vot în propunerea domnului Iedor, cine este pentru, ca să mărim suma de la 4 la aceste două persoane, da? De la 4 la 5. Da, da, tu minim. Da, 5 minute. Cine este pentru, vă rog, votați. Numărătorii, pune la vot. Da. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Unul s-a abținut, votul majorității. Propunerea dată a trecut. Punem la vot întrebarea în regine. Cine este pentru? Vă rog, vă dați. 17. Împotrivă? 13. Obținuți? Unanim. Trecem la întrebarea numărul 4. Dar nu e 4. Ei 3, dacă tare 4. Cu privire la casarea. Bunul, bunul. A gimnaziului din satul Pânzării. Vă rog, raportorul Jurduza, Ina. Am fost. Da. Eu mă uit la întrebări, zice, ele sunt pregătite, v-aș informa. Dacă notele este informative, absolut nu. Coincid cu cei ce cer registrat. Nu sunt criterii, cer de perdurații, care de ele. Eu nu am. În bază la cei, pentru ce casarea asta. Mai încolo sunt criteriile respective sunt. Dar iată, am vorbit, aici este formal, este sume și gata. Domnul Doi, vine să fie rămânat la asta. Să fie
Avizul. Întrebare. Da. Eu vin cu o propunere. Totuși, când cineva face parte de... Nu se așa nimic. Să nu uităm că cei care fac proiecte de decizii primare, angajații, au o funcție publică, o funcție de demnitate publică. Și uneori sunt șocat ce cuvinte folosesc ei prin proiecte de decizii. Sfitilnic, chitilnic. Eu înțeleg, dar viitor nu este normal. Dacă era străin cu 100 de ani în urmă, înțelegeam, dar cum există Google, vă rog frumos, aveți o leac de respect. Stimați colegi, în privință la propunerea de astăzi, este cadrul legal unde, în bază de date, în registrul bunurilor, este scris timp, abia nu pot fi... Nu se modifică. Documentele contabile nu se modifică. Dacă ați primească fix așa, că ați nevoie considerabil sau nu. Dacă e scris timp, înseamnă că el se casează pe timp. La pregătoare de apă nu poți fi casat. Oamenii îți vreau pe forma corect și o să-i auzând vorbim pe stradă. Doamne, nu este niciodată, dar mai sunt domnul privat. Să mai trebuiască, să mai treacă o 2-3 ani și să căseze toate este din numirii. Cost. Și atunci ai să meargă așa cum trebuie. Cam mult am când vine la balans, nu vine ca... conform facturii, că nu vine tine. Avizul comisiei? Pozitiv. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut? Unanim. Întrebarea numărul 8. Cu privire la casarea unor bunuri materiale aportate în mijloace fixe. În aflat la gestiune, în liceul Ioric, Alexandru Pușcă. Întrebări. Aviz pozitiv. Cine este pentru? Absolut. Împotrivă? S-a abținut? Unanim. Trecem la întrebarea numărul 9. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace fixe, aflat la gestiune liceul teoretic Ion Creangu. Întrebări. Avizul comisiei. Cine este pentru? Vă rog votați. 13. Unanim. Întrebarea numărul 10. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale aprobate. Transmiterea unor bunuri materiale aprobate în joace fixe, aflate în gestiunea gimnaziei Satul Albinețul Vechi. Aviz pozitiv. Întrebări. Cine este pentru? 13. Unanim. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale raportate în joace fixe pe gimnaziul Tatrănâ. Aviz pozitiv. Întrebări. Cine este pentru? 17. Împotrivă. S-a abținut. Unanim. Stimați colegi, sunt medicii noștri. Întrebările dumneavoastră. Astăzi noi să fie examinată și este o propunere. Dacă dumneavoastră au ceva spre timp, adică poți să plece, dacă nu, nu dădem afară. Dacă au nevoie de servicii, dacă pleacă. Dacă nu, rămân și ascult participă la sesiile de departe. Întrebarea numărul 12, cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloace. Mi-a spus să o aruncă afară numărul 12, să o aruncă. 26, întrebare 26. Mulțumesc. Cu privire la completarea anexelor deciziei Consiliului Renal, numărul 2 din 12, bară 12 din 31-5-2004. Sergiu Munciuc, raportor,
Ar fi dorit raportorul să expună pentru noi pe astăzi am intrat. Da, cine? Domnul Cimeșa să... Da, domnul Cimeșa. Mulțumesc consilierilor pentru decizia lor de a recăuta astăzi. Într-adevăr, noi, marți după masă, am venit o notificare la Secretariatul Tehnic, unde ne roagă să legiferăm prezența muzeului în imobilul Casei de Creație a Copiilor. În toate actele, în toate documentelor, este inclus numai Casa de Creație, iar muzeul, deoparte, parcă stă acolo, dar documental nu este nimic. Și suntem rugați ca decizia din 2004, adică anexa la decizia din mai 2004, să fie completată, deci adăugându-se Muzeul de Istorie și Etnografie Lazar Tulinovski. E o scăpare pe vremea aceea și acum se repară. Bine. Și mai este o problemă cu punerea de la prezentă decizie se privire la modificarea și completarea. Da, da, deci, suntem de acord. Simplu proiectul decizie scris la privire la completarea. Că noi și o modificăm și o completăm. Da, da. Da, domnul ministru. Da, domnul ministru. Da, domnul ministru. Da, domnul ministru. Da, adică proiectul dat în anul de vizualizare și noi proiectul prezentat pe planul de ședință. Propun să fie sună întrebare în următor cu privire la modificarea deciziei și în punctul de fie se modifică anexa la decizie prin completare. Și nu ce se completează. Adică ca să ne conformăm în legea 100 de 2007 și privire la numărul de articolul 62. Bine. Am ce propune. Este propunerea. A fost propunerea mea, și apoi mă este și propunerea juristului. Dacă ați spus primească juristul primește salariul degeaba, eu mă retrag cu propunerea mea și punem la vot propunerea juristului. Cine este pentru propunerea, modificarea dată care a fost propusă de... 13. 13. Un anumit. Că nu punem la vot întrebarea în întregime. Cine este pentru, vă rog, votați. 13. Da. Trecem la următoare, cu privire la pasarea unor bunuri materiale aportate pe mijloace scrise, poate gestiune Centrul de Sănătate Mărândeni. Nu știu ce-i spus, cu privire la aprobarea strategiei regionale de incluziune sociale și dezvoltarea serviciilor sociale pentru toate categoriile de populație aflate în situații de dificultate. Raportorul Emilie Cipana. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Pozitiv. Cine este pentru? 13. Pardon, persoană o ieșire. 12. 29. Trecem la următoarea întrebare, cu privire la aprobarea regulamentului la fără într-o nouă redacție. Tot. Da. Întrebări? Dar vă rog, când scrieți, nu toți lucrează în direcția, dar și nu știu. Pe lung scrieți în ordine de zi. Așa, președintele ședințe strească, nu știu dacă să se întreagă. Și viitor, America nu mai mult modificăm. Bine, trecem la întrebări, întrebări dacă sunt. Vă rog, dar ce este pentru? 12. Cu privire, următoarea întrebare, cu privire la aprobarea regulamentului. Dacă mă rog cineva, cine ar și înseamnă ce trebuie să... Casa de copii de tip familial. Vă rog pe mâine. Întrebarea mea a fost corectă. În ordinea de zi, trebuie să... Nu, eu vă spun ce scrie și credem în ordinea de zi. Vă rog, întrebări dacă sunt. Aviezul comisiei. Cine este pentru? Vă
Domnilor. Da, 12. Unanim, trecem la următoarea întrebare cu privire la modificarea unor decizii. Raportorul tot doamna Emilia Zubanu. Vă rog, întrebări. Avizul comisiei. Cine este clientul? 12. Unanim. Unanim, trecem la următoarea întrebare cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Raionul Șurești pentru anii 2021-2023. Raportorul doamna Emilia. Vă rog, întrebări. Avizul pozitiv. Cine este clientul? 17. Unanim. Unanim. Cu privire la, trecem la următoarea întrebare, privire la departizarea resurselor financiare din componența renală pentru educație. Raportor doamna Mariana Osață. Avizul pozitiv. Avizul pozitiv. Întrebări. Cine este clientul? 16. 12. 12. 28. Majoritatea întrebarea trecută. Nu a ieșit. Cineva s-a obținut? Da. Da, și o persoană s-a obținut. Persoană s-a obținut. Cu privire la casarea unor bunuri raportate în jos fixe din subordinea Direcției Generale de Educație și Cultură, Fărești. Raportorul doamna Osaț. Întrebări. Avizul comisiei. Cine este clientul raportat? Împotrivă, s-a abținut, unanim. Următoarea întrebare. Cu privire la modificarea anexei numărul 5 la decizia Consiliului Renal 03/2/31 mai 2012, cu privire la organigramă și stat de personal al aparatului președintelui Raionului și subdiviziune din subordine Consiliului Renal. Raportor, doamna Mariana Osaț. Întrebări. Întrebări. Avizul comisiei. Pozitiv, noi am adăugat să striez numele lui Igor Cărăt. Nu, 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 fost la comisie, nu, 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 întrebarea nu, nu, pozitiv, fără modificări, fără propuneri la comisie. Da, fără. Cine este pentru? Împotrivă? S-a obținut? Unanim. Următoarea întrebare. Cu privire la modificarea regulamentului de activitate a echipei de fotbal Flacăra. Da, domnul primar. Bună ziua, stimați consilieri. Îmi cer scuze că vreau să intervin puțin. Fac parte din domeniu și vreau să vin cu careva recomandații, dacă o să le acceptați, știu cu careva propuneri. În primul rând, când eram consilier în precedentul mandat, am spus de multe ori că deja echipa Flacăra Fălești nu există. Este echipa FC Fălești. Și aș veni cu propunerea ca în tot regulamentul să înlocuiți sintagma Flacăra Fălești sau Flacăra cu sintagma FC Fălești. Pentru că dumneavoastră alocați bani echipei Flacăra, care ea nu joacă nicăieri. Joacă FC Fălești la moment, în campionatul Diviziei A, joacă FC Fălești. Asta e prima propunere care vin către dumneavoastră. Mai departe, în punctul 1 al deciziei, sintagma Divizia B Nord se substituie cu sintagma Divizia A Nord. Divizia A Nord nu există, există doar Divizia A, Divizia Națională, Divizia B, Nord, Sud și Centru. Aici este greșeală, Divizia A, Nord nu există. Dar eu aș propune ca să nu modificați de fiecare dată sintagmele acestea, pentru că echipa nu știe unde să joace. La anul poți joace în Divizia B, poți trebuiască iarăși schimbați din Divizia A în Divizia B. Aș veni cu propunerea că se adaugă la punctul 1, capitolul 2, sintagma Divizia A și Divizia Națională. Și Divizia B să rămână, că indiferent unde ar juca echipa de fotbal, Divizia B sau Divizia A sau Divizia Națională, scopul este ca să ocupe, sau obiectivul este ca să ocupe prima jumătate a clasamentului. Asta este...
Nu, adică vin cu propuneri, dacă o să le acceptați, că eu vin din domeniu și adică cunosc situația, îmi cer scuze, domnul Mariana, să mai vine. Până acum am văzut dimineața proiectul. Și acestea sunt. Și nu știu dacă poate este o greșeală, eu am ridicat decizia din 2 martie 2018, când a fost aprobat regulamentul. Și acolo, la alineatul 3 din capitolul 7, care dumneavoastră propuneți să modificați sintagma 350 cu 250, eu am decizia unde deja este aprobat 250. Am scos, adică eu n-am văzut suma de 350. Atunci a fost modificată din 250 350. Eu acum luând ca bază hotărârea de guvern, care reglementează 1552, acolo avem o limită de plata pentru alimentație și noi nu putem lua alta. Adică nu știu, e un plafon și nu trebuie să o micșorăm. Băieții au primit anul ăsta 350, dar oricum legal este 250. Adică, dar eu am două propuneri, nu știu dacă e corect, poate să spună și alți consilieri, dar totuși cred că e corect. Să schimbați absolut peste tot sintagma flacăra cu fece fălești și la punctul 1, prima cratină, capitolul 2, sintagma, se adaugă sintagma divizia A și divizia națională. Și adică divizia B tot să rămână. Adică asta e propunerea. Am înțeles. Nu știu, oricum, acesta era un regulament aprobat tot de către Consiliul Regional. Noi s-a mai aprobat încă o dată modificările în 2020, la începutul anului. Dacă au fost careva scăpări, să zic eu așa, oricum regulamentul l-au pregătit și l-am vizat, dar au fost băieții din domeniul. Și dacă e o scăpare tehnică, cred că o corectăm și o aprobați dumneavoastră pe corectare. Eu nu știu cine se poate expune acum. Corect, așa cum spune. Da, dar nu este așa, bine. Și ține de sumă, domn primar, concretizați încă o dată? Suma de 250 de lei care propuneți dumneavoastră, conform hotărârii din 2005, e corectă. Pur și simplu, un regulament care este plasat pe site-ul Consiliului, este aprobat suma de 250. Eu dimineața am scos decizia când a fost aprobată. Adică, dar n-am știut de modificare care răspunde dumneavoastră. Da, și am revizit înapoi, ca să fie corect. Da, domnul Cucic. Da, o întrebare. În punctul 3, jucătorii de bază, număr de 15 și se acordă un salariu lunar 2500 lei pe perioada sezonieră 3 luni, în paranteză toamna, primăvară. În an calendar, 6 luni să fie. Divizia A și divizia A.
Așa, adică de a completa la punctul 1, capitolul 2, se adaugă sintagmele. Divizia A și Divizia Națională. Divizia B este Divizia B, care nu e și propune, pe strict propune, și propunerea lui domnul Curciu, din Iesc și Livirea, că nu fie scris 3, dar 6. Domnul Curciu, 50.000 de lei din partea primăriei, că nu știu ce lege. Noastră, ea sunt, ei decizii la Consiliul. Dacă propunere, sunați consilieri, să ne votăm toate de unul. Domnul Păstrană, dacă în ordinea de zi întrebarea avea o altă denumire, noi acum completăm ce se întâmplă cu ce Păleș și Flaca. La moment ca să modificăm deja și în ordinea de zi, nu, întrebarea cum să nu fie corectă. Întrebarea de gândă, adică propunere, da, dacă se votează propunerea, respectiv să modifică și textul. E întâlnit votat. Da, e întâlnit votat. Adică chestiunea este propus pentru ordinea de zi, este acceptată, este acum se examinează. Propunerile, dacă se acceptă, se modifică. Doar noi punem proiect de decizie. Nu, eu nu înțeles. Era vorba de document și de proiect, de decizie. Da, nu este. Bine, dacă nu se dea alte propuneri... O întrebare. Da? Care este capitolul finanțare, da? Este capitolul finanțare. Aici, pentru că rană s-a făcut 35 de vizii, adică... A, a fost propunerea mea ca să votăm toate trei de unul. Cine este pentru, vă rog votați. Împotrivă, s-a abținut unanim. Atunci, eu m-am luat toate trei modificări. Cine este pentru? Împotrivă, s-a abținut unanim. Punem la vot întrebarea 21 cu modificările care au fost împătate. Cine este pentru, vă rog votați. Împotrivă, s-a abținut unanim. Trecem la următoarea întrebare. Cu privire la modificare decizii Consiliului Regional, numărul 02-5, din 5-7-2018, cu privire la echidarea străzii publice gimnazii Grigori Cănuc și implementarea unei filiale a liceului colegi Bun Treabă. Raportor, doamna Mariana Sătă. Cum era precedenta decizie, inducea în eroare ctice și ei numărau încă o instituție. A apărut necesitatea să modificăm că, că ea este filială, ca să fie numărată numai 33 de instituții pe raion. Și decizia o prezentăm la ctice și în formatul de plăcuță, de muzeu, poate altceva propuneți, nu știu. Eu cred că dacă e menținut și până astăzi, de când s-a luat decizia din 2017, așa și rămâne, atunci nimeni nu le scoate de acolo. Eu cred că nu e. Nu, dacă sunt muzeu, eu vă angajați la muzeu, nu? Nu, nu e de stie pe asta muzeu și că muzeu nu are rost să fie aici. Da, domnule. Eu vreau să vă întrebim și eu. Eu vreau să întreb noi direct.
Bielăcreacu, Ilicea. În coridor erau niște fotografii. Acesta reprezintă muzeul. Un stand. Era un stand acolo cu fotografii de la domnul Căruntu, când era la război în Afganistan, la Nistru. Acolo erau mai multe. Bine, eu am înțeles ideea dumneavoastră ca să-i dăm un omagiu acestui domn, Grigori Căruntu, dar asta o poate face doamna director, care este directorul liceului Ion Creangă, știreala clădirea propriu-zisă, s-a transformat în școala, gimnazie, în filială a liceului. Și atunci, poate, vorbim cu doamna, spuneți, doamna. Doamna Mariana, atunci când s-a făcut această schimbare, doar să vină cu propunerea pentru consilie ca numele domnului Căruntu să se transmită, să se acorde la pompieri. Păi de asta vă zic, ca să fie omageat numele domnului Căruntu, vine cu altă decizie în cadrul Consiliului Raional și să fie aparte, pentru că nu revăd aici. La următoare să fie. Propuneți concret. Cu acest mai aproape cei ce vrunși și acum domnul Căruntu, să meargă și copilul mai departe. Bine, atunci dumneavoastră, iar veniți cu inițiativă, cu un proiect de decizie și atunci o să... Și totodată pot participa și elevii la activități când va fi omageat în unii momente din această filială. Și legat de pompieri, nu noi hotărâm întrebarea asta, asta e legat de guvern. De Ministerul de Interne. Da, de Ministerul de Interne. Ministerul de Interne trebuie să fie cu inițiativă ca să fie... Trebuie să fim și noi. Poate fi inițiativă, dar... Stimați colegi, la subiectul dat, propunerea mea este de a păstra denumirea populară Grigori Căruntu, adică de introdus în proiectul decizii, ca să rămână stand-up în instituții. Denumirea populară, nu denumirea la adresa juridică. Așa se spune că... Asta-i tot. Dar nici n-a sunit de ce eu unui om pleacă și filială de Grigori Căruntu. Dar nici nu-i corect. Nu-i corect, nu-i corect. Nu-i corect. O instituție să aibă o singură denumire, nu studiem pe aici, dar nu-i să spunem în urmă. Bine, stimați colegi, întrebare simplă, dar noi discutăm jumătate de oră. Este avizul comisiei pozitiv și o minut cu o remarcă, că dacă se rămâie de numire. Nu de numire, dar unii de numire. Este, iată așa, eu știu, de plăcuță să rămână pe... Exact, obligăm directorul liceului ca să aibă grijă la propriu pentru a păstra această soță. Asta să aibă grijă. Grijă șeful direcției. Consiliul să grijă directoarea să iau plăcuță și bucură. N-am zis prin decizie. Da. Rugăm să iei prea bine. Deci n-ați sune proiect filiala liceului Ion Creangă, Grigori Căruntu. Da, domnul Bădoșu, ultima remarcă și tonă. Eu n-am... Acolo nu este scris să numești filiala Grigori Căruntu. Pur și simplu am menționat că în edificiul ăsta, cât sunt clasă și sunt copii, să aibă un garaj unde să pămânească. Eu susțin că eu părinit propunând pe cine, dar să fie cum la mine, ori nu știu. Totuși noi, consilierii, trebuie să facem un trimis către Ministerul Interne că denumirea aceasta se creacă la Bosie. Dar noi trebuie... Dar noi trebuie... Dubelovski, Nu se ia numele dintr-o parte, dă și altul. Stimați colegi, dacă ceva e ca o fracțiune din Consiliul a scris din mers la Ministerul de Interne și s-a luat decizii. Bun, domnul primar, domnul
știți, propunerea ca să adăugăm un punct la proiectul de decizie, putem liceul ședinței raionului să adreseze la Ministerul Internului propunerea din numele Consiliului. Din numele Consiliului, decizia Consiliului. Cine este pentru proiectul de decizie? Vă rog, votați. 11. Împotrivă? S-a obținut? 2 s-a obținut. Eu număr pșoare, să mă văd fuzeță, le jumătate. Următoarea întrebare, cu privire la aprobarea taxelor pentru destruirea instituțiilor extrașcolare. Raportor, doamna Marian. Aveți pozitiv întrebări? Dată întrebare. Cer scuze, Chiviar și Cervin. Vă propun întrebare la domnul Alțață. Suma de 300 de lei care este propusă, de exemplu, pentru școala de muzică, da? Da. În punctul 2 se spune că 80% va fi achitat de către Consiliul Raional și 20% de către părinți. Corect înțeleg, părinții vor achita 60 de lei? Nu. Vor achita 300. Astea 300 constituie cel 20% din cheltuielile efective, fiindcă, după calculul, da, bine, atunci cu nouă credeți că se spune riscului ca școlile astea să se micșoreze fluxul de copii care o să frecventeze, pentru că făcând paralele cu decizia din anul 2017, când la fel au fost majorate taxele, practic vedem că la toate s-a majorat cu o sumă considerabilă de 50 de lei. Asta e părerea mea, cred că este prea exagerat și cred că lăsați în deosebi. Nu au de unde să aghite părinții. Mai departe, doresc să propun ca să completăm punctul 3 din decizia actuală, adică textul, se scutesc complet de taxa pentru instruire la școlile de muzică, artă, art plastică, copiii orfani, de ambii părinți, cei care cresc în case de tip familial, copiii aflați sub tutelă și cei ce primesc indemnizații sociale, și spunem virgulă și să adăugăm. Copiii a cărui unul dintre părinți a participat sau a căzut în luptă pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței Republicii Moldova, Afganistan și lichidarea consecinței avarii de la Cernobâl, și încă o virgulă, copiii care sunt, adică un părinte sau copilul este cu dizabilități. Sau copiii, poate sunt și care sunt copiii care au vârstă de 7-8 ani. N-ați înțeles, copiii lor să fie scutiți, pentru că ei sunt veterani de război, eu asta propun. Și copiii cu dezabilități tot să fie scutiți. Domn primar, eu am dat propunerea ca copiii la acești oameni care au luptat, și care au fost în Cernobâl, în Afganistan și la război de pe Dnistru, să fie scutiți. Sunt și persoane care au luptat, care au copii de 16-17 ani, care frecventează la moment. Eu vin cu propunerea, dumneavoastră decideți. Nu, n-am reușit, dar eu nu sunt compromis. Și mai am o propunere, ca la punctul 6, cei care sunt pe motiv de boală, să fie scutiți integral. El bolește o lună și plătească pentru cei care nu au frecventat școala. Domn președinte, îmi cer scuză. Toate prevederile din proiectul de decizie, stimați colegi, eu acolo am pachetul de documente, am prezentat și decizia, hotărârea de guvern. Toate propunerile sunt bazate pe această hotărâre de guvern. Stimați colegi, așa o întrebare, că din mult în ordine de zi, la doamna Marian, se stăblește taxa la PTC, se stăblește taxa la început cu via mare pentru instruirea în școli de muzică, art plastice, art și art spate, dar vreau că acum urmează. Școala de muzică 300 lei. Din contextul dat, s-a revedere taxa lunară 300 lei. A fiecărui elev? A fiecărui elev? A fiecărui elev care este înscris
la școala de muzică, oraș Coleș, respectiv în mai jos. Suma asta, v-am zis, s-a luat din calculul coordonatului. Nu, nu am întâlnirea asta. Se citesc să are vedere din Ioști, tot cursul, cu asta, nu mă trebuie să vedere. Taxa lunară, adică, da? Ia, se stabilește taxa lunară, nu știu. Se stabilește taxa lunară, începând cu 1 ianuarie 2021. Taxa lunară pentru fiecare elev. Elev, da. Altfel ai zis, se stabilește taxa lunară, înseamnă taxa, nu este stipulată cu elevul, adică taxa lunară, pentru elev. Pentru instruirea în școli, pentru instruire, taxa lunară, nu știu cum mai clar să mai scrie. Elev. Taxa lunară pentru instruirea în școli de muzică. Bine, completați la propunere, dar eu nu vreau să chem. Eu am venit să confuzie, trebuie să vedem cu asta, nu știu, toată taxa, toate copiile. Taxa lunară de 300 de lei. Indiferent, la vioară, la pian, la toate specialitățile. Filiala de la Comuna Scumpie. Haideți să vă zic că a fost o necesitate, că nu a fost poftul meu, dar a fost citenit de la aprobarea bugetului și Direcția Finanță ne-a atenționat. Cheltuielile sunt mai mari decât și nu se pot acoperi. Și să mai zic una, că acum, după reorganizare, secția cultură, toate aceste instituții au avut deficit de buget și Direcția Educației a completat în acest an deficitul de buget. Dar nu știu la anul ce va fi. Da, de fapt, că propunerea privirii careva micșorări, majorări, de membru de direcție, și propunerea n-a fost trecut prin comisie consultative de specialitate, organul care e organ de lucru al Consiliului, de vântarea de examinat propunerea date, se conformează cu statul de partea individuală, nu se conformează. Și eu propun să nu le acceptați la moment, dacă eu nu sunt contra propunerilor, dar doar să domnul primar adică să fie un proiect respectiv, nu vreau să vedem o următoare ședință, dacă este posibil și se întâmplă. Am înțeles, domnul jurist, am înțeles propunerea dumneavoastră. Și dacă juristul consideră că este poate acceptat, dar domnul Dinescu. Și al domnului Băiță. Și cum este dacă auriculare? Eu vreau să întreb nici în proiect nu-i clar. Anterior, ce cost a fost? De la școală de muzicală de la Sfărești. Până acum, acum la urmă. 220, după text, 160, 160, 160, 130, 150, 130, 100. Adică... Și deficitul cât constituie? Iar dacă noi ne adorăm, noi cât bani să adaugă? Să mă ajungează atunci când spunează. Da. Chiar de era 220, nu faci 300. Înseamnă ce sumă să adaugă în buget pentru... Eu n-am făcut acest calcul, dar vreau să vă zic că noi ne ajungem la 20%. Suma aceasta care a fost achitată în anul 2020 și era de 220 comparativ raportat la 300, 160 raportat la 240 majorat, este nu constituie 20% din suma de cheltuieli efective. În anul 2020, această sumă constituia 8% și 10% din comunii instituții. În lei, câte s-au fost? În lei, nu pot să spun, raportate vorbesc de procente, 220, dacă la școala de muzic s-au achitat 220, în anul 2020, a constituit 10% din 20. Ok, eu procente și nu înțeles, eu vreau să știu suma, în anul 2020, câți bani au locat în ziua locală, de aceste 20%. Chiar nu am cifră la mine. Deci ce să mai vorbim? Că eu sunt din ei, că e 200 din ei. Când adevăr, eu sunt de acord cu colegii, și așa nu prea avem unde să vă copii și ce să ocupă. Pentru că dacă și majorăm la 300 de lei la 20, noi îți pierdem și îți zic că acestea care le avem. Și din tot bugetul merge la salariu, 91-95%. Noi putem compensa
din bugetul Consiliului această sumă ca să nu mă dorem. Asta e formul. Poate domnul Adrian ne spuneți ce mai e. Da, domnul vicepreședinte. Referitor la începutul meu, domnul Alexandru. Noi, statul Republicii Moldova, achetă învățământul gratis la licee, la școli, pensații, stăpistori. În toate statele de capitală, economic dezvoltate bine, să achetă orice învățământ, de orice tip. La noi este învățământul, nu să achetă. În schimb, învățământul extra școlar, școală muzicală, casă de creație, tot trebuie să se achete. Școala sportivă. Noi avem, cred că, pe nordul Moldovei avem o școală sportivă foarte puternică, care avem cât mai mult secții. Judo, box, strânt, halteri mici, halteri mari, handbal, basket. Adică, asta tot noi finanțăm. Cum se finanțează grinția creșă la oraș? Se finanțează din bugetul local. Numai salariile se finanțează de trei ministerului nostru. Dar în domnul Andreea. Fix așa și cu școala sportivă. Referitor la copiii cu defavorizație, adică care în familie sărace sau nu o să aibă sălătate asechetă. Noi găsim alte modalități prin direcția asistență socială. Sunt diferiți finanțatori care se achită tot aceasta. Pentru sport, pentru școală muzicală, sunt finanțatori care achită, donatori. Sunt care achită tot asta. Așa că nu e problemă la nimeni. Noi sunt ordine de copii din copii. Este la taxe. Ei împrășesc 300 de lei pentru orice părinte din mult. De lună. Suma foarte mare. Și atunci vreau să înțeleg ce sumă ar trebui să contribuim noi cu ce sumă ca să nu majorăm această taxă. Să la mine așa că nu este pământ. Să nu plus la mine. Da. Diferența. Eu să intervin. În primul rând, tarifele noastre au fost schimbate din anul 2017 și copii de-ați auzit. Deci, se fost ajustat tarifele fiecare an, deci, la momentul de astăzi, nu aveați o dară între mai în cauză. Asta e ideea principală. Deci, majorările salariului, cred sincer, cu niște cheltuieli mari, care nu sunt finanțați complet de către bugetul stat. Și în ceea ce avem noi, la moment, să atenți, sumele sunt încă mai mici decât crezi că există. Totuși, eu nu am avut sumă. Cine ar vorba? 80.000, 50.000, 200.000, ca să înțelegi, sau care îți poate fi așa, pentru 2020 era preconizat 370.000 să fie contribuția părinte alocație. S-au colectat 372 din considerentul că erau datorii din anul precedent. Iată, este cifra pentru școala muzicală. Eu m-am luat instituție. Dar școala muzicală nu mai. Asta e numai de școala muzicală m-ați întrebat. Eu mă refer la toate, nu la școală. Eu am informația de la greu. Dacă nu de urgență, noi să avem acum și o sesie. Poate într-adevăr o lasăm acum, nu vrem decizie. Dacă e posibil, finanțăm noi diferența aceasta de bani, dar nu se pune pe umerii părinților. 20% este exagerat. Nu așa cum? Dar noi echipăm 10 numai. Dacă îmi permiteți să vă Eu nu am vrut să zic atât că totuși aceste instruiri sunt binevole, nu sunt obligatorii și vin copiii talentați. Dacă se majorează foarte considerabil la școala muzică de la 220 la 300, în rest acolo 30-40 de lei. Ținând cont de inflație și perioada când au fost modificate, nu știu, adică analizați decizia dumneavoastră. Dar deficitul de buget o să apelăm tot la dumneavoastră să completați. Noi deja nu se putem lua de la alte instituții care sunt în subordine direcției generale de educație și cultură să alocăm pentru cele extracurriculare. Asta este. Trebuie să... Trebuie să... Trebuie să... Pentru copii. Noi din nivelul local. Părinții n-au de unde. Stimați colegi, noi nu suntem la piață ca să discutați unul cu altul. Domnul vicepreședinte,
Есть проект decizie și este propunerea la domnul Denis. Eu propun Consiliul să rămână același. Stimați colegi. Eu vă propun, domnule. Da. Având în vedere că bugetul de acum e aprobat, cu tarif de cei care au fost. Bugetul nu e aprobat. Care sunt pedagogi și au copii în aceste instituții, tot s-a majorat.
Și eu cred că raportul majorării salariilor le-ar permite 40 de lei, 60 de lei lunar ca să achite aceste taxe și noi să respectăm și legea și cât de cât noi să fim liniștiți că acest deficit de buget nu e atât de mare. El oricum este cu majorarea astăzi, cu acceptarea majorării acestor taxe, deficit oricum este. Noi nu ajungem la raportul de 20%. Bun, mulțumim, doamna Mariană. Și doamna Eugenia Nicu propune. Eu am spus ultimul cuvânt și spune la vot. Stimați colegi, cine este pentru proiectul decizii cu privire la stabilirea taxelor pentru... După regulament, stimați colegi, 2-3 minute. 5 minute la dezbatere. Noi avem 26 de minute de când dezbatem întrebarea. Stimat consilier, eu în decurs calităților discutate am spus că e ultima replică. Și până vot. Stimați colegi, cine este pentru proiectul decizii cu privire la stabilirea taxelor pentru instruire în școli de arte și arte clasice și muzică, vă rog, votați. Proiectul decizii. Eu așa am citit proiectul decizii. 6. 8. Cine este potrivit? Stimați colegi, nu întrebați ce. Eu am citit proiectul decizii cu privire la stabilirea taxelor. Dacă aveți proiectul decizii, e ce-i scris în majorat. Cine-i clar? Nu spus că putem pun la vot proiectul decizii. 8 pentru. Împotrivă. Solicită ca organul, adică ca fondatorul instituției, să examineze
motivul pentru ce se ridică? Că a fost trimis alte constatare cu frici din greșe, cu noi nu vom vedea. Și unea privind doar în continuare, adică propunerii familiei. Dar este... a fost atacat... Nu, la propriezi. Dar nu poate să ne competeze la urmă cu mine? Dacă vedeți că nu e personal, că e problema acolo, dacă nu mai poate să ne competeze. Dar e protestat. Dar e protestat. Eu nu pot să iau o decizie. Nu, domnul Lin, nu înțeleg că ați spus, dar actul dat e contestat de domnul Morcov, sau nu? În momentul acesta este rigoare. Dar unde iau să mă uită? Abdacatul de constatare la primitivă. Ce vorbim? Doi, 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 la funcționar care a fost în cantină cu COVID-19. Deci n-am avut acces la acolo, da? Dar în diversul care este prezentat la proiect de decizie, este diferit de la actul respectiv. Actul numărul 31/10 din 5 decembrie 2018. Dar cum? Actul din 2018, 2 ani de zile a fost închis în Europa și de la COVID-19? Practic, da, e o solicitată. La COVID-19. Și acum a repetat o solicitată. Da, în Moldova, domnule, e mult povestit din 2018. Fapt, în... E asta, doamnă... Repetat, a venit în noiembrie. Diversul de la... Da, dar ce în 2018? Când s-a rezultat diversul, când s-a pregătit proiect de decizie, acces în birou unde a fost actul? Nu, eu am înțeles asta. Am venit în 2018, de ce nu s-a examinat? Nu știu din care vreți. Direct, atunci nu a ajuns la mine. Acum a ajuns în noiembrie, bine. Avizul comisiei. Negativ. Eu n-am sesizat nimic. Eu am primit nimic, nu i-am primit. Și ceva o să spune. De asta și-a trebuit asta să ne-au fost întrebat în raportul. Asta e și foarte... Insoliște, pot am știut ce mar, ce e insoliște. Dar foarte... Insoliște, nu o știu activ este mișcare de risată la comisiei. Integritate. Bine, stimați colegi, punem la vot. Avizul comisiei am înțeles că e negativ. Da, domnul Ion. Ultima remarcă. Domnul Morcov a fost prezent aici în sală. Eu am insistat și insist în șapteva ca să dea explicațiile respective. Eu l-am văzut și, dar mă scuzați la întrebări, l-am văzut în sală. Eu de asta spun. Ei, eu, poate eu, dumneavoastră... Eu înțeles că întrebarea asta nu spune. Nu. O stândere chiar era mai întrebarea 35, 36, 36, de cum era mai mult statul? Domnul, că ți-aș fac lucru, eu nu-ți fac lucru de muncă. Nu, dar nu, că cu ajunjă mi-ai discus. După aia am întâlnire în situații din care, prin 27 octombrie 2020, în care s-au spus actele administrative care le-au considerat ilegale, au fost anulate toate, ca așa. Și atât aici scrie că hotărârea dată produce efect pentru viitor. În acest caz, noi avem o propunere. Ca să acceptăm parțial, pentru că de viață anii, în primul punct, a doilea punct, să stabilim că atribuțiile șefului centrului de sănătate Chetriș, rezemnarea actelor de dispoziție în privința soției sale, Morcov Nina, pentru că aici se desfășoară, pentru că în privința concediilor, salariilor, suplimentelor și așa mai departe și așa mai departe, să fie pus pe umerii sau în seamă lui notarul Mila, tot medic în acest alt persoană. Domnul Gheorghe, dacă permiteți și mie, vă rog, eu supun că acum, în timpul ăsta neclar de pandemie, sfârșitul schimbări de este de medic pe nemedic sau medic pe nemedic, pe alt medic, eu supun să lăsăm la moment până când așa, s-a clarificat în țară. Noi acum dădem cu piciorul pentru unul dintre aceia care cumva ne salvează pe noi și pe apropiații noștri. Conflictul de interese, eu am făcut la... Am înțeles. De punct de vedere, să și să fac altceva. Domnul Consilier, domnul Eduard, chiar în calitate de raportor, eu vreau să-mi
primit chiar opinia mea personală, da, nici se vedează pe vederile, legislații, dar eu consider personal, dacă noi rămâneam pe două mori, cum facem la urmă, asta e forța majoră. Sunt mai multe situații de conflict de interes. Da. Înțelegeți? În toată care... Republica este. Da. Dar noi nu vorbim de băcăți canoase, cum doar poate mai tare. Și nu e așa de mare strășnicii, cum merge tot așa și închid, undeva se închide un ochi, undeva în Moldova, undeva se întoarce pe spinare. Dar noi mai vorbim de un medic. Vă rog frumos să lăsăm așa cum este, lăsăm pe domnul Morcu, ieșim din pandemie, după asta putem și facem cu domnul Morcu. Au făcut greșeli. Eu știu că Agenția Națională de Integritate are registrul interdicțiilor ale minim interesat să spun domnul jurist. Domnul Morcu Vasile este în registrul interdicțiilor al aliniilor proprii. Nu pot să vă spun, nu cunosc cine este în registru. Ce vorbim? Nu știu, eu aș vrea propunerea, o secundă, dar vreau să vă dau pentru dumneavoastră. Aș vrea propunerea, o votăm adică ca să fie negativ și contrar, și acum o să vedem. Da, nu vă dat vreau să repet, evident că ăsta a dat și judecată. Nu ați
Adică ce anii azi nu face, anii face ca un sănătate. Doamne, deja semnează altă persoană, dar nu problemă cum stai în aceasta. Problema este că anii există prin articolul de lege, deja a fost încălcat și sancțiuni privire. Anii face acte de constatare, dar ordinele de îndeplinire atribuțiilor de serviciu le face menajul. În momentul cu doamna, n-ai important spune, că tarificarea sau medicului Morcu, doamna Morcu, o face rotară. S-a terminat întrebarea, și așa de conflict. Că e persoană terță. Da, și nu trebuie Consiliul ca să... Păi asta e vorba să-ți-o propus ca noi să spunem în decizia Consiliului, am numit-o. Dar la ANI-ul care este actul, dacă luăm un parțial, înseamnă că noi recunoaștem așa și o scris ei, dar noi nu știm, până la urmă, jucată trebuie să-i spun. Da. Că ei mai fac, nu știu, cum ați zis, dumneavoastră, mai sunt cazuri că ei scriu așa de pe imaginea drumului să mai fac asta. Stimați colegi, domnul Nicoiță, a fost o propunere ca dumneavoastră. O retrageți, rămâne în vigoare. Nu mă dezic de propunere. Poftim? Nu mă dezic de propunere. O punem la vot? Domnul Nicoiță, o punem la vot? Decideți dumneavoastră, o punem sau nu o punem? Eu am propus. Apoi eu vă spun, adică dacă dumneavoastră și se stați? Bine, stimați colegi, este propunerea domnului Nebăieță. Că la proiectul de decizie, primul punct fie să iei act de actul de Comisie de Integritate și al doilea punct să desemnăm cu doamna... Eu aș propune să-l așteptăm, domnul Morcu, ședeți următoare și... Nu știu, să treacă e întrebarea și cum ai zis la următoare. Aici e următoare, da, da. Factorii. Da, și al doilea punct, noi desemnăm Consiliul și doamna Rotaru să calculeze salariul doamna Morcu. Actele de dispoziție, privind salariul, indemnizațiile, și așa mai departe. Consiliul voi afla, scuze la doamna. Da. Bine, cine este pentru propunerea domnului Nevoiță? Vă rog, așa. Împotrivă? 7. Așa, 7 sau 8? 8. Pentru 8. Nu, nu. Pentru, la întrebare, mă propus. Da, mulțumesc. Împotrivă? Pentru 8 sau 7? 8. 8. Împotrivă? S-a abținut? Rest. Propunerea domnului Ghițelor de vot. 8. Nu, am pun la vot întrebare cu privire la examinarea de mers cu parvenit din partea Autorității Naționale de Integritate. Domnul președinte, eu vreau vrea să îmi informez cu... Adică acceptați sau nu acceptați eliberarea asta? Da, da, da. Acum ați actul cerii că noi să ne eliberăm. Da, da. Dacă noi... Votăm pentru sau ne eliberăm? Da, să ne eliberăm. Dacă votăm împotrivă sau ne obținem să acum lucrează. E corect, nu? Da. Trebuie împotrivă, mai merg și mă orbe care. Hai, cine este pentru? Cine este pentru? Deciți, vă rog, vă dați. Zero. Stimați, cu zero pentru înseamnă proiectul decizii, nu trebuie. Cine este împotrivă? Cine împotrivă? Sunt s-au obținut? 2 s-au obținut? 3. 3 s-au obținut? 3 s-au obținut, da. Întrebarea la domnul Ion. Domnul Marcu, întrebarea, dacă îmi permiți, am o propunere de la dumneavoastră reprezent în instanță de identificare, Consiliul. Dacă îmi permite să spun proiectul dat, adică decizia dată să vreau să transmitem la linie, paralela se primește în modul informativ, adică de ce s-a votat așa? De fapt, dacă noi vedem deliberarea de funcție, noi creăm o forță manuală de lucrări. Dar, e interesant, la după judiciu,
Bun, o semnat ordinul la concediu. Nu mai este fost niciun prejudiciu. Salariile sunt stabilite în lege, concediile sunt stabilite în lege, oricum, acum nu puteți să... Dar fii dacă sunt de zi, că ne-am afară, nu știu ce se vorbați voi mie. Ședința se declară închisă. În afară de asta, în afară de asta avem un omagiat. Stimați consilieri, din motive s-a amânat ședința, s-au întrebările, s-au amânat din 46 de întrebări. Astăzi am examinat destul de ok, 25 de întrebări. Vin sărbătorile de iarnă, propunerea este pe următor. Parlamentul, da, clar că noi nu putem să ne comparăm cu legislativul din Republica Moldova, dar suntem legislativul local. Da, suntem legislativul local, cum ne dat. Nu ne batem. Nu ne batem, da, și nu, acolo sunt alte sume. Rog, după sărbătorile, din considerențele noastre personale, cu câțiva consilieri deja discutat, eu știu fracțiunea noastră, plecăm în vacanță. Este vacanță, este sărbătorile la noi la moldoveni, așa s-au pus după timp că avem două Crăciunuri. De fapt, cineva îl sărbătorește în familie când vrea și altcineva când vrea. Deci, unde e Sfântul Vasile, stai mult Vasile. Eu propun legislativul țării stă până luna februarie, în vacanță la jumătate februarie. Pentru că nu stă perit în parică data, că să nu mă greșesc. Dar eu propun că după data să ne întrunim, cât poate de curând, după data de 20 ianuarie, nu lăsăm chiar în februarie atunci când legislativul, că noi nu suntem de parte dânșă, și propun propunerea mea, este să votăm în Consiliu, să ne întâlnim după data de 20 ianuarie. Într-adevăr, avem bugetul, avem bugetul, avem mai multe întrebări de hotărât, într-adevăr, și ca să nu lăsăm încolo în luna februarie, să ne întrunim după 20 ianuarie, stabilească de-am creat cu Consiliul președintele, împreună cu vicepreședintele, să separați, eventual poate cu noi, când va avea loc după data de 20. Vă asigur că până pe data de 20, încă 20 trebuie să fie. Nu, da, așa se mai apare întrebări și poate vedem, poate careva le acumulează, vedeți cât timp care va se scot. Eu propun întrebarea dată, domn președinte, o pun la, ca să o punem la votare și să vedem că dacă e bine așa după data de 20. Cine este pentru, stimați consilieri, să ne întrunim după data de 20 ianuarie? Bine, eu, uitați-vă, bine, este dispoziția, va fi dispoziția președinte. Care? Este era pe azi, care dispoziție posibil? Păi da, pe azi. Pe azi, noi mănânc... Cum putem să lăsăm proiectul bugetului în luna ianuarie? Da. Și noi avem niște întrebări care sunt stringente, care nu pot fi... Deja eu vă spun cu certitudine. Pentru anul viitor. Ședința, eu vă spun puțin cu poziția noastră, fracțiunea noastră. Păi fac corect. Eu vă dați-vă. Propunerea ca să nu... Pentru să nu facem dismărți. Nu fie discuție raion, că cineva a venit cum cineva nu a venit. Eu vă spun, lumea într-o vacanță, data de 24, eu, astăzi, 24, ajunul Crăciunul. To mare majoritatea prietenilor mei deja sărbătoresc Crăciunul, ajunul Crăciunul. Cineva nu sărbătorește data de 6, e data din tâi, COVID. Lumea pâine albă pace, noi purtăm voios. Lumea îmbră diferite acțiuni. Nu se întâmplă că cineva... Noi s-o convocat vreo două ori, președintele o convocat ședința și pur o anulat de atâta că era actul de corupție. Eu vreau să prezentăm pe dinainte. Vă rog frumos, dați-mi voi să vorbesc, că dumneavoastră urmați vorbiți, aveți ce înseamnă. Aveți, dumneavoastră sunteți o femeie destul de educată, după cât știm eu. Dați-mi voi să vorbesc, dumneavoastră urmați, vă expuneți dumneavoastră. Vă rog frumos, o lipsă de bun simț, lăsați. Vă rog, nu m-ați întrerupt. Eu vă spun încă o dată, nu fie pe urmă vorbi calafărești, cineva nu a venit din anumit motiv. Eu vă spun, fracțiunea partidului nostru nu este gata să întrunească în timpul vacanței. Eu personal plec pe 12 zile la tratament. Și tot așa, vă rog frumos, asta propunerea mea, după data de 2 zile să ne întrunim. Vă mulțumesc, nu mă poftim, acum puteți vă expuneți și n-ați vă
de rog că credeți. Vă mulțumesc, dar eu propun să ne întâlnim luni, deoarece se convocăm. Da, să convocăm ședință pentru ziua de luni, deoarece avem niște întrebări care sunt stringente, una dintre care este cu privire la propunerea consilierului Ronald Doamna Jaoana. Deci vorba despre persoane care au activat în cadrul postului județ Vâlcea, dar pentru care au fost prezentate remurile, părere de rău și începând pe data de 1 ianuarie, scrie, calcularea, reexaminarea pensiilor pentru aceste persoane și iar nu se vor găsi în lista celor care au contribuit la fondul de sigurări sociale cu acei 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Aceasta este o eroare care a fost produsă și care trebuie să reglăm cât mai stringent. Persoanele acestea sunt în vârstă, care primesc tribuți negativ din trânsări. Deja au avut insulturi, infarcturi, starea sănătății lor s-au agravat și noi nici cum nu putem să o punem pe data de 20 ianuarie, când va fi deja tardiv, deci nu va fi nevoie, pentru că timp de o lună de zi, persoanele acestea trebuie să pună actele și fie examinați pensiile. Nici, nu știu, o trebuie să ne spuneți că nu aveți posibilitate la început să vedem care sunt cele mai stringente. Poate întrebare? Poate întrebare? Întrebare? Poate 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 întrebare? Persoanele pus de cui actele și fără persoanele. Fără posibil. Eu asta știu. Persoanele de cui persoanele. Mai eu trebuie să vorbesc. Doamna Bisi, o secundă. Eu nu v-am întrebat. Doamna, eu nu v-am întrebat. Eu nu am insistat să punem în ordine de zi astăzi întrebarea privire la colectarea datelor referitor la Vievăr pentru profesorii care au învățat la Eminescu, la care au lucrat la Eminescu, la Pușkin, Catranec, școală sportivă, sunt foarte mulți oameni care în perioada județului, contabilitatea, de fapt, Vievărul a fost începute a format 2004, județul deja nu era și contabilitatea direcției de învățământ nu a efectat Vievărul. Dacă până în 2017 pensiile se calculau pe certificate de salariu, din 2017 pensiile se calculează numai din datele de Vievăr. Da. Adică oamenii care au în 2017 au pierdut deja aici 4 ani. Acum este recalcularea pensiilor pentru anii lucrați după stabilirea pensiilor pentru liste de vârstă. Drept că spus doamna Eugenia, anul trecut doamna Paladi Irina Grigorina Dumnezeu să o odihnească. Eu m-am întâlnit personal și am spus, eu știu că eu am lucrat în perioada județului, dar de-am rușine să mă mai duc să șerc, înțeleg că totdeauna nu i-am considerat. Doamna Frunză, știi, toată lumea, toți desemne s-au adresat, sunt la casa teritorială, dumne, ei să nimeni nu s-a lucrat după pensie. Acolo spun, ce nu sunt, că dumneavoastră nu aveți de unde aveți 10 ani. Așa că eu să pot, eu am înțeles, ședința să fie repede și de atâta nu a insistat astăzi să introduceți întrebarea asta o de rețetă. Dar spate ei să strâng date? Nu poate să le strâng, domnul Eduard. Date se spun în baza de date a Ministerului Lungi. Adică procesul nu poate merge decât dacă nu-i ședința Consiliului. Da, pentru că... Bine, doamna, dacă noi angajăm, da, dădem propunerea, așa o înțeles. Deci se angajează persoană. Da. Eu știu de asta, dar se angajează persoană. De unde se iei informația să se producă în noi deja am studiat a școlilor, toate statul bază de date la arhiva raională. Eu fost în arhiva Vâlcea, foarte multe lume se ducea la Vâlcea și căuta unii arhiva. Să decizi că s-au scris în faș. Cât era doamna, eu n-am întrebat cu unde sunt informația. Cineva trebuie să o prezintă. Păi da, s-a determinat o persoană. Nu, exact. S-a determinat o persoană care cunoaște lucrurile în schemul ăla, pentru că probabilii care din instituțiile date au dări de seama acum. Și nu pot să fac prezentă. Întrebarea nu e asta. Întrebarea ca ție. Dumneavoastră înțelegeți că asta e un program în care trebuie produs fiecare persoană. Pentru asta trebuie decizia Consiliului. Trebuie decizia ca persoană. Nu, domnule, asta trebuie persoană de discutație personală. Și la schimb, persoană de capul Consiliului care lucrează cu datele personale și cu viață. Trebuie să fie da, trebuie să fie decizia. Și nu pot, nu pot vedea din... Dar informația, cum se spune, fie
Так, информация, как раз железо составляет, мы занимали. И хай будем вечерим решить эти ремонт. У нас тут есть детивчал персона, что... Сессия, звонились, рано. Там что мы экономим вам дечизия, да? Ну и надо должно чинить и целить. Доамна, мы не дадут долго чинить и целить. Чтоб все все есть долго на тротуаре, там и грязи, и кали, и долго. Сейчас все выйдет за тротуар. Чтоб не жить из-за шума, дома его, дата денты, чтоб не жить чинить шасси. А что это дата денты, что нас отрезали ними? Ну и мали проблемы. Диспозиция пришедшим с факт, что ты дирекції фінанси, де ще його пропон, тотушка, ми з вас лутемо під умірною. Що тупо словом, дечізі, Totuși, pentru noi, pentru toți, a fost dureroasă întrebarea cu numărul 39. Noi am votat-o deja, dar totuși, la cineva, adică mai e mișcă și simțul de soveste, e corect, am votat sau nu corect. Eu, de exemplu, am o propunere ca totuși să ne dăm seama ce am făcut noi, că domnul președinte, la toți nouă personal, să ne dea copia actului în prima lectură sau în prima ediție care a fost, că noi să-l putem analiza și să-l plaseze pe site-ul Consiliului Rău. De ce? Că noi să vedem realitatea, să citim și să vedem care este... Decizia este luată, dar mai este și alte chestii. Nu e nicio problemă. Ne-a să plasați sau noi să-l citim și poți noi... Nu, nu. Mulțumesc. Stimați colegi, dați să facem o pauză.
Stimați colegi, dați să facem o pauză de 20 de minute și după ce ne întoarcem, trebuie să-mi sală. Da. Mai avem program.